Bine v-am găsit! Sunt Florentin Gheorghe, realizatorul emisiunii De vorbă cu proful de română, o emisiune despre educație și cultură, în care am încercat să dezbatem diferite subiecte cu diversi invitați din diverse domenii, iar astăzi avem un subiect tare interesant, aspecte privind viața liturgică a bisericii, și îl am invitat alături de mine pe părintele Marian Vâlciu, profesor universitar doctor la Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației a Universității Valahia din Târgoviște, unde este și decan și preot la Catedrala Mitropolitană din Târgoviște. Părinte profesor, este o onoare. Bună ziua, este o bucurie și pentru mine și o onoare în același timp să fiu împreună cu dumneavoastră și cu privitorii dumneavoastră. Vă mulțumesc mult. Aș vrea să vă întreb, în ce constă cultul creștin ortodox? Cum poate fi clasificat și ce principii are la bază? Da, o întrebare directă și un răspuns nu foarte simplu, pentru că a vorbit despre cultul bisericii în ansamblul lui nu este foarte simplu, dar în același timp cred că este o temă importantă pentru toți cei care își pun foarte serios problema propriilor lor existențe religioase, știți. Dacă ar fi să vorbim despre cult, ar trebui să-l definim ca fiind totalitatea formelor, actelor, riturilor, slujbelor care au rostul de a-l pune pe om în legătură pe Dumnezeu. Este o formă integrală, aș zice, și integratoare, prin care credinciosul pe de-o parte și obștia bisericii pe de-altă parte își exprimă sentimentele de adorație față de Dumnezeu și primesc în schimb ceea ce Dumnezeu, cu generozitatea Lui și cu în marea Lui iubire de oameni, revarsă asupra celor care îl cinstesc. Adică binecuvântare, har, iluminare și, într-un fel sau altul, darul cel mai de preț, dacă vreți, darul Sfântului Duh, necesar sensul existenței noastre până la urmă. Dacă ar fi să împărțim cultul bisericii, ar trebui să facem o dublă împărțire. Pe de-o parte trebuie să avem în vedere faptul că, după ființa lui, cultul este intern și extern. Cultul intern înseamnă manifestările pe care un credincios le are în lăuntru lui, sentimente de evlavie, de pietate, de meditație, trăirile lui interioare, de natură religioasă. Iar în momentul în care acestea se exteriorizează, se manifestă în afară, atunci cultul devine exterior și el se manifestează prin rugăciune, prin gesturile liturgice, că e vorba de închinăciune, îngenunchiere, metanie și așa mai departe. Manifestarea, prin urmare, în afara sentimentelor religioase. Acesta ar fi definiția cultului extern. Însă, având în vedere, pe de altă parte, și modul în care cei care sunt implicați în cult îl exprimă, atunci, de asemenea, trebuie să facem o precizare potrivit căreia cultul este individual sau particular, sau, în același timp, este și cult obștesc sau comunitar. Cultul individual este manifestarea religioasă a unui credincios pe care acesta îl face în spațiul lui particular, să spunem, în casa lui, în chilia lui, în spațiul amenajat în care el stă și își cultivă deprinderile lui religioase, că e vorba de rugăciunea zilnică, pravila, trăirile lui religioase. Iar cultul particular este cel care cultul public sau obștesc este acela care se manifestă de regulă în spațiul eclezial, adică în spațiul bisericesc. Obștea credincioșilor fiind cea care cultivă acest cult. Prin urmare, trebuie să subliniem că dacă facem o discuție și facem o vorbire, o reflecție asupra ceea ce înseamnă cultul, trebuie să avem în vedere integralitatea lui. Adică un cult intern fără un cult extern nu poate să fie considerat un cult în adevăratul sens al cuvântului. Și de asemenea, foarte important, cultul particular sau individual este incomplet fără cultul public sau obștesc, bisericesc, cultul divin public al bisericii, cum el este numit de către specialiști. De aceea este important să subliniem acest lucru. Sunt, e adevărat, unii dintre credincioși care vin și spun: eu sunt un om religios. Și poate să aibă dreptate până la un punct. Eu stau acasă la mine, îmi rostesc rugăciunile mele zilnice, am pravila mea, dar nu merg la biserică. Nu merg pentru că am motivele mele să nu merg. Unele dintre ele, marea majoritate aș putea să spun, fiind subiective.
Așa încât un om care gândește în felul acesta face doar un lucru bun, dar numai pe jumătate. Pentru că noi oamenii nu suntem destinați nouă înșine, ci suntem persoane sociale. De aceea, cultul particular trebuie dublat și confirmat de cultul public, comunional. Pentru că suntem persoane sociale, cum spuneam, și trebuie să fim integrați în ceea ce înseamnă viața liturgică a bisericii. Între aceste două, cultul particular și cultul public sau obștesc, există niște diferențe structurale care trebuie să fie subliniate. Spre exemplu, cultul obștesc al bisericii. Acesta are caracter eclezial, adică se desfășoară într-un spațiu adecvat, destinat, care îi cuprinde pe toți credincioșii, cum este biserica. Da? Pe când cultul public ține de spațiul privat, spațiul personal, locul de rugăciune pe care ar trebui să-l aibă fiecare credincios în casa lui. Apoi, în al doilea rând, cultul obștesc sau public se desfășoară prin intermediul clerului. Prezența sacerdoților, a preoților, pentru săvârșirea cultului public este fundamentală, este obligatorie. Pe când, în spațiul pentru cultul individual sau personal, nu este nevoie de mijlocitor, fiecare credincios își cultivă manifestările sale religioase după priceperea lui și după sfatul duhovnicului, pe care un credincios trebuie să-l aibă, fără doar și poate. Și nu în ultimul rând, trebuie să mai subliniem faptul că el, cultul obștesc sau public, se desfășoară la momente de timp bine stabilite, adică utrenia, să zicem, una dintre slujbele cultului divin public, se sfârșește dimineața, cum îi spune și denumirea, liturghia urmând acestei slujbe, pe când cultul particular se desfășoară atunci când credinciosul are momentul cel mai potrivit pentru a-l cultiva. Și nu în ultimul rând, și cu asta încheiem precizările legate de cultul public și cultul individual, cultul public se desfășoară după un tipic anume, adică după o rânduială standardizată, cunoscută de toți clericii și care este observată în toate comunitățile religioase ortodoxe din biserica noastră națională și din ortodoxia în integralitatea ei, cu particularitățile naționale aferente. Pe când în cultul individual sau particular, fiecare credincios își stabilește propria lui pravilă, propriile lui reguli după care săvârșește cultul individual sau cultul personal, cum am subliniat mai devreme. Amintează mai devreme de faptul că sunt anumiți credincioși care spun că nu merg la biserică, dar eu mă rog acasă. Și ați amintit un argument că suntem ființe sociale. Ce alte argumente le mai putem aduce să-i convingem să vină la biserică, să înțeleagă că totuși nu e de ajuns doar să te rogi acasă? În primul rând trebuie să subliniem faptul că fundamentul credinței noastre este Dumnezeu Treime. Este îndeopște știut faptul că un om singur este într-o proastă companie, știți? Relația ta cu Dumnezeu se confirmă, care e una directă, să-i spune, și personală, de la persoană la persoană, că Dumnezeu este personal, se confirmă numai în momentul în care ești integrat în spațiul sacru al bisericii, adică în trupul lui Hristos, cum este denumită biserica. Așa încât trebuie să subliniem faptul că în Scriptură avem o afirmație lămuritoare din acest punct de vedere. Și zice Scriptura așa: unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu. Prin urmare, obștea bisericii este cea care ne completează propriile noastre experiențe personale. Pe de altă parte, tot în Scriptură mai găsim un lucru care spune cam așa: cel ce spune că iubește pe Dumnezeu pe care nu-l vede, dar pe fratele său îl urăște sau nu-l iubește, nu-și exprimă sentimentele lui creștine, care înseamnă și rugăciunea în comun față de acesta, acela mincinos este. Și atunci trebuie să înțelegem că noi oamenii trebuie să căutăm, dacă vreți, relația personală cu Dumnezeu în spațiul particular, cum am afirmat mai devreme, dar confirmăm această relație personală numai în comuniune cu ceilalți. Sfântul Apostol Pavel dă o definiție magistrală bisericii și el spune așa, că biserica este trupul lui Hristos, iar noi, zice el, suntem mădulare ale acestui trup. De aceea locul nostru este în trup, dacă ne dorim viață în adevăratul sens al bisericii, în adevăratul sens al vorbirii noastre, capul bisericii fiind Hristos însuși. Prin urmare, adevărata și fundamentala comuniune cu Dumnezeu ține doar de spațiu eclezial. De aceea, centrul și esența cultului divin public ortodox
adică Sfânta Liturghie, este cea care realizează această comuniune autentică dintre om și Dumnezeu, dar în același timp nu e o relație numai personală, ci și comunională, comunitară, pentru că Sfântul Vasile cel Mare în liturghia lui spune un lucru fundamental. Și el zice așa, iar într-una din rugăciunile de la liturghia lui, iar pe noi care ne împărtășim dintr-o pâine și dintr-un potir, să ne unești unul cu celălalt. Prin urmare, prin Hristos Euharistic, cu care noi ne unim prin Sfânta Împărtășanie, abia atunci, în mod autentic al cuvântului, ne unim unul cu celălalt și aceasta este fundamental pentru viața noastră. Și spuneam mai devreme că fundamentul credinței noastre este Dumnezeu Treime, care niciodată nu este singur. Este Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Așa și noi oamenii, după acest model, trebuie să avem această deschidere spre comuniune, pentru că ea, comuniunea, ce face? Anulează individualismul și egoismul, pe care, de ce să nu recunoaștem, uneori putem să-l cultivăm chiar dacă avem sentimente religioase, știți? Și atunci trebuie să gândim în această manieră, tocmai pentru a ne înțelege în mod deplin calitatea noastră de creștini. Am înțeles. Cum s-a dezvoltat, din punct de vedere istoric, cultul? Evoluția cultului continuă până astăzi, aș îndrăzni să spun. E adevărat că evoluția aceasta a fost diferită de la epocă la epocă. Sigur, cultul a început în mod, cum este și normal, în mod firav și simplu. Să nu uităm că el a apărut într-o lume eminamente iudaică. Prima comunitate creștină era alcătuită în mare majoritate din iudei. Prima biserică care a luat ființă la cincizecime a apărut în Ierusalim. Și evident, apostolii și primii creștini n-aveau alt model decât modelul cinecele de taină, care este, dacă vreți, liturghia primă din istoria bisericii pe care Hristos Domnul a săvârșit-o și apostolii, preluând acest îndemn al Mântuitorului Hristos, aceasta să faceți într-o pomenirea mea, aceasta era inima primei comunități creștine. Prin urmare, alături de frângerea pâinii, cum este numită în Sfintele Scripturi, întâlnim de asemenea cântările religioase, citirile biblice și predica, ce era un element fundamental al primei comunități creștine, la care întâlnim și agapele, mesele dragostei creștine, care era totuși o stare a comuniunii, și de la caz la caz întâlnim de asemenea și colectele. Dacă ar fi să facem o comparație între ceea ce era specificul primei comunități creștine și ceea ce întâlnim astăzi în comunitățile noastre, lucrurile se regresesc. Și astăzi avem mese ale dragostei, care sunt mesele hramului sau diferite alte evenimente din viața bisericii, și astăzi avem colecte pe care le facem pentru Fondul Central Misionar sau colecte pentru săraci sau pentru diferitele ajutoare pe care le oferim credincioșilor din parohiile noastre. Prin urmare, lucrurile în mic, să zicem, se regăsesc până astăzi. E adevărat că după întemeierea primei comunități creștine în Ierusalim, la cincizecime, viața bisericii n-a fost o viață simplă, pentru că a urmat 300 de ani de perioada persecuțiilor și viața bisericii nu s-a putut dezvolta foarte mult. E adevărat că în această perioadă s-au adăugat primele sărbători creștine, unele dintre ele preluate din iudaism, cum este Paștile, dar cu un alt conținut, nu-i așa, sau pogorârea Sfântului Duh, de asemenea cu un alt conținut decât cel care exista la iudei. Și sigur, prima sărbătoare eminamente creștină, sărbătoarea duminicilor. După aceea au apărut în perioada persecuțiilor primele sărbători destinate martirilor. Pentru că perioada persecuțiilor, cum bine cunoaștem, este o perioadă în care mii și zeci de mii și sute de mii de creștini au plătit cu viața lor credința în Hristos. Evident, creștinii acelor vremuri au cinstit pe aceia care s-au jertfit pentru credința în Hristos, urmând modelul cristic până la urmă, modelul Mântuitorului Hristos până la urmă. Și așa a apărut cultul Sfinților și lucrurile acestea n-a contribuit la o realitate aceasta istorică, n-a contribuit la o dezvoltare foarte evidentă a cultului din rațiunile pe care le-am expus mai devreme. Dar după anul 313, anul 313 fiind anul în care Constantin cel Mare dă edictul de la Milan, prin care creștinismul din religia ilicita, adică o religie interzisă, devine o religie licita sau permisă, din momentul acela cultul bisericii se dezvoltă în toate structurile lui. Apar structuri liturgice noi, sigur, biserica este și obligată să facă lucrul acesta, pentru că într-un spațiu al libertății apar și derapajele aferente, chiar de natură religioasă, pe care biserica trebuie să le rezolve, convocând sinoadele ecumenice în materie de doctrină sau de disciplină bisericească. Și a luat hotărâri
tocmai pentru a aduce o mărturie a autenticității și a adevărului scripturistic în context. În vremea aceea, cultul, ca și astăzi de altfel, cultul este și o formă apologetică de apărare a valorilor evanghelice, pe de o parte, dar și de mărturisirea adevărurilor religioase. Așa încât s-au dezvoltat structurile liturgice, au apărut, a fost limitată, evident, libertatea de improvizație a clericilor, care s-a întâlnit până la 313, într-o oarecare perioadă, secolul I, secolul II, pentru că nu existau structuri liturgice care să fie unanim acceptate de către biserică, ci erau diferențe ținând seama de scaunurile episcopale din vremea respectivă. Dar după 313, evident, cultul bisericii se cristalizează, apar sărbătorile, apar formulele doctrinare care sunt prezente în cult și care sunt mărturisite prin intermediul cultului, apare, sigur, structura anului bisericesc cu toate sărbătorile pe care acesta le presupune și așa mai departe. Deci, una peste alta trebuie să înțelegem că el, cultul, cum am spus mai devreme, este într-o oarecare dinamică, nimic nu este static. E adevărat că structurile liturgice au o anumită lentoare în ceea ce înseamnă dinamismul lor, dar astăzi, permanent, biserica este preocupată să diortosească rânduielile de cult, să aducă la zi limbajul, să găsească, dacă este cazul, noi structuri liturgice care să vină rugăciuni recente, cum se întâmplă și în patriarhia noastră, în biserica noastră, când se fac de către Sfântul Sinod, de adevărat, formule liturgice sau structuri liturgice care sunt implementate în biserică, țin în seamă de circunstanțele vieții liturgice pe care o cunoaște biserica astăzi. Așa încât, ceea ce este foarte important este acest aspect, că el, cultul, dincolo de a fi, hai să spunem, o manifestare tipic religioasă, are și niște aspecte fundamentale în ceea ce privește manifestarea acestei relații a omului cu Dumnezeu, pentru că el presupune trei funcții fundamentale. Prima funcție este funcția latreotică, adică el, cultul în integralitatea lui, este un spațiu în care credinciosul obștea bisericii și exprimă sentimentele de adorare față de Dumnezeu. În formele pe care le cunoaște astăzi viața liturgică a bisericii. Dar el, cultul, are și o altă funcție, funcția harismatică, adică răspunsul pe care Dumnezeu îl dă acestei lucrări pe care face obștea credincioșilor, adică revărsarea harului dumnezeesc necesar omului în devenirea lui, autentică a existenței sale. Și în ultimul rând, nu trebuie uitat și funcția sau aspectul didactic al cultului, pentru că el este o formă prin care se transferă până astăzi adevăruri de credință, învățătura de credință a bisericii. Să nu uităm că perioada de aur a bisericii, marea majoritate a credincioșilor erau analfabeți. Cultul era o formă didactică prin care aceștia învățau despre Sfânta Treime, învățau despre lucrările Sfinților, despre mijlocirea acestora, despre învățătura despre Maica Domnului, despre cinstirea Sfinților, despre icoane, cultul fiind integrator din acest punct de vedere didactic. Așa încât el este foarte complex. Numai că noi, oamenii zilelor noastre, trebuie să avem un pic preocuparea și răbdarea de a participa la el prin înțelegere și prin atenție. Nu doar de a sta, știu eu, a fi prezent în biserică static, fără a avea acest sentiment de implicare în structura liturgică, în cultul bisericii, pentru că ei, credincioșii, nu asistă la cult. Ei trebuie să participe în formele specifice pe care le cunoaște această participare. Care sunt treptele clerului bisericesc? Cum spuneam ceva mai devreme, atunci când vorbim de cult și în special de cult divin public, o condiție fundamentală a acestuia este prezența clerului în săvârșirea actelor de cult. Înainte de a da un răspuns cât se poate de precis întrebării dumneavoastră, aș vrea să fac o subliniere care este esențială. Atunci când vorbim de cult, noi trebuie să și de preoție, când vorbim despre preoție, trebuie să avem în vedere faptul că preoția creștină este continuatoarea preoției Mântuitorului Hristos. Adică ea nu este o slujire de la oameni. De altfel, Scriptura ne și spune lucrul acesta. Nimeni nu ia această slujire dacă nu este chemat de Dumnezeu, ca și însuși Aaron. Aaron, preotul Vechiului Testament, fiind chemat de asemenea de Dumnezeu însuși. La fel se întâmplă și în ceea ce privește cu clerul creștin. Atunci noi trebuie să avem această conștiință că slujirea sacerdotală este o chemare pe care face Dumnezeu
oamenilor, omului care se pregătește pentru aceasta. Iar preoția creștină este cea care continuă până la sfârșitul veacului întreita slujirea Mântuitorului Hristos. Și când vorbim de întreita slujirea Mântuitorului Hristos, avem în vedere slujirea arhierească a Mântuitorului Hristos, avem în vedere slujirea învățătorească a Mântuitorului Hristos, marele învățător, contemporane adresându-i se cu acest apelativ învățătorile, și slujirea conducătoare. Toate aceste slujiri regăsindu-se în ceea ce înseamnă slujirea sacerdotală. Acum, venind la întrebarea dumneavoastră, când vorbim despre Sfânta Taina Preoției, despre preoția creștină, trebuie să avem în vedere cele trei trepte ale clerului. Episcopatul sau arhieria, treapta de mijloc, care este treapta preoțească sau preoția, și cea de-a treia treaptă dintre cele trei trepte ale preoției, fiind treapta diaconatului. Asta, o să vreau să dezvoltăm puțin aceste trepte imediat după un scurt moment de publicitate. Revenim. Am revenit, suntem alături de părintele profesor universitar dr. Marian Vâlciu, decanul Facultății de Teologie și Științele Educației a Universității Valahia din Târgoviște și slujitor al Catedralei Mitropolitane din Târgoviște. Părinte profesor, rămăseserăm înainte de pauza de publicitate la discuția despre treptele clerului bisericesc. Da, așa este, rămăsese să facem câteva precizări în legătură cu cele trei trepte. Treapta cea mai înaltă a preoției este treapta episcopatului sau arhieriei. Arhiereul fiind considerat continuatorul Sfinților Apostoli. Cunoaștem din referatul scripturistic că Mântuitorul Hristos și-a ales 12 apostoli cărora a transmis învățătura sa, tocmai pentru că aceștia să aibă posibilitatea să o facă cunoscută generațiilor ce vin. Apostolii la rândul lor și-au ales urmași pe Sfinții apostoli și-au ales urmași episcopii care, prin succesiunea apostolică, au dus mai departe până astăzi și până la sfârșitul veacului treapta preoțească sub cele trei aspecte ale sale. Termenul de episcop înseamnă, episcopo în limba greacă, înseamnă supraveghetor, cel care merge să inspecteze. Asta înseamnă că episcopul, printre slujirile lui, are și acest rost de a supraveghea buna desfășurare a vieții bisericii în toate structurile ei. În ceea ce privește treapta preoțească, aceștia sunt considerați a fi continuatorii celor 70 de ucenici ai Mântuitorului Hristos. Aceștia au slujit încă de la început alături de episcop, în ceea ce înseamnă prezbiterii amintiți de Sfânta Scriptură, și în momentul în care comunitățile creștine s-au mulțit atât de mult încât episcopii nu mai puteau să fie prezenți în fiecare comunitate întemeiată, creștină întemeiată, preoții au devenit înlocuitorii permanenți a episcopilor în comunitățile respective. Și atunci ei au preluat și parte din responsabilitățile sacerdotale ale episcopului, cu încredințarea acestora evident, în condițiile în care episcopii au păstrat pentru ei doar cele care erau fundamentale acestei trepte. Și aici vorbim despre hirotonie, despre sfințirea de biserici, sfințirea Sfântului și Marelui Mir, care se face în sobor, și sfințirea Sfintelor Antimise, care sunt lucrări exclusiv pentru arhierei, pentru episcopi. Și, în fine, cea de-a treia treaptă, treapta diaconatului, diacon înseamnă slujitor. Diaconii au apărut, la un moment dat, în viața bisericii, în perioada apostolică, imediat după întemeierea bisericii, din rațiuni practice, dar și liturgice. Și este cunoscut evenimentul alegerii celor 7 diaconi, care au fost inițial aleși tocmai pentru a fi ajutători ai episcopilor și ai preoților, în special pe partea agapelor, care era o componentă fundamentală a manifestărilor liturgice a primei comunități creștine, dar având și responsabilități liturgice, pentru că îl vedem pe diaconul Filip, unul dintre cei 7, că botează pe slujitorul împărătese, știți? Așa încât vedem că toate aceste trei trepte ale preoției au responsabilități sacerdotale și ele fac parte integrantă, ca să zic, treptele acestea din viața liturgică a bisericii, fără de care viața liturgică a bisericii este de neconceput. Și aș mai vrea să mai fac o subliniere foarte scurtă. Pe lângă cele trei trepte ale preoției, în viața liturgică a bisericii există și treptele clerului inferior, care în perioada veche
au fost un număr mai mare. Actualmente se păstrează doar două dintre ele, treapta de citeț și treapta de ipodiacon. Aceste trepte, în marea majoritate a cazurilor, fiind trepte de trecere ale unui candidat către treptele preoției, că vorbim de diaconat, de preoție și, evident, de arhierie. Dar în perioada veche, cum spuneam, aceste trepte ale clerului inferior erau mai multe, ținând seama de nevoile pe care le-a avut biserica. Și aici întâlnim treapta diaconiților, fie că vorbim de ostiari, fie că vorbim de exorciști, fie că vorbim de înmormântători, care a fost o castă oarecare, chiar în perioada persecuțiilor, atunci când spațiile de îngropăciune erau catacombele și așa mai departe. E adevărat că odată cu dispariția nevoilor pentru care biserica a făcut posibilă apariția acestor trepte ale clerului inferior, astăzi nu mai există decât aceste două trepte de care vă aminteam și care pot fi găsite ca trepte de sine stătătoare pe la catedrale sau în mănăstiri, unde sunt persoane anume rânduite, hirotesite, cum se spune, pentru treapta de citesc sau pentru ipodiacon, dar ele, în marea majoritate a cazurilor, cum spuneam, au rămas trepte de trecere către clerul superior. Am înțeles. O altă întrebare pe care o auzim frecvent este în legătură cu existența celor două calendare bisericești. De ce există aceste calendare și din ce motive unele biserici nu au acceptat îndreptarea calendarului? Problema calendarului e o problemă de foarte mare actualitate. Tocmai pentru că este foarte evident în viața liturgică a bisericii, în special în spațiul răsăritean, dar nu numai. Vedeți, dumneavoastră, trebuie să uităm faptul că timpul este o dimensiune a existenței. Nu? Și omul de la început a fost preocupat pentru a încerca să găsească un instrument de măsurare a timpului, în așa fel încât el să-și poată organiza viața de fiecare zi. Dacă este să vorbim, trecând peste aspectele, hai să spunem, de natură istorică, ale sistemelor de măsurare a timpului, calendarul creștin are legătură, de fapt, e numit creștin, dar în realitate preluat de creștin, dar el este anterior creștinismului. Este numit calendarul iulian, pentru că el a apărut în perioada lui Iulius Cezar, împăratul roman Iulius Cezar, iar autorul lui este un astronom alexandrin, care se numește Sosigen. Pe anul 48 a fost alcătuit acest calendar, iar el este alcătuit calendarul ca instrument de măsurare a timpului, având în vedere mișcarea astrelor pe cer, soarele și luna cu precădere. Și acest Sosigen ce a făcut? Păi a făcut o observare a mersului astrelor pe cer și a ajuns la concluzia că o mișcare a Pământului în jurul Soarelui are loc în 365 de zile, 5 ore și 48 de minute, 45-46 de secunde. Și ce a făcut? A rotunjit această diferență până la 6 ore, 5 ore, 48-49 de minute, a rotunjit la 6 ore și a apărut anul bisect odată la 4 ani. 365 de zile are un an obișnuit, iar odată la 4 ani, anul bisect, 366 de zile. Și așa a apărut calendarul înainte de creștinism, preluat de către creștini. Hristos Domnul a devenit axa timpului, că avem perioada de dinainte de Hristos și de după Hristos, nu? Era creștină. Și biserica, sigur, a preluat acest instrument de măsurare a timpului, pe care l-a folosit pentru a structura viața liturgică. Problema n-a fost așa de simplă, pentru că în momentul în care a apărut posibilitatea de a alcătui anul bisericesc, să-i spunem, cu sărbătorile lui, Sosigene a stabilit echinoțul de primăvară în 24 martie. Dar în momentul în care s-a luat în discuție problema Paștilor, care știm că problema Paștilor, data Paștilor, este o dată care se stabilește în fiecare an și are la bază trei elemente, și anume întotdeauna să fie duminica, data Paștilor, după echinoțul de primăvară, după luna plină de după echinoțul de primăvară. Așa încât la sinodul întâi ecumenic și-au dat seama sinodalii că echinoțul de primăvară nu mai cădea pe 24 martie, ci pe 21, dar n-au realizat. De ce? Pentru că problema calendarului era o problemă a sinodului întâi ecumenic. Așa se face că exista această diferență între anul astronomic și anul calendaristic de aproape 12 minute, care era neglijată, pentru că 5 ore 45 de 48 de minute, 45-46 de secunde, a fost rotunjită la 6. Era neglijată un interval de aproape 12 minute.
care la 128 de ani dădea un decalaj între anul astronomic și anul calendaristic. O diferență de o zi. Așa se face că în 300 și ceva de ani, la Sinodul Întâi Ecumenic era acest decalaj de 3 ore, de 3 zile. Problema aceasta a calendarului a rămas nerezolvată până în 1582, când în apus de data aceasta a avut loc o reformă a calendarului. Deci, ca să fim foarte preciși, noi nu folosim decât un singur calendar, calendarul iulian, dar care în 1582 a fost reformat în timpul lui Papei Grigore al XIII-lea de către un astronom, Luigi Lilio se numea, și care a luat niște măsuri în așa fel încât să se asigure o concordanță între anul astronomic și anul calendaristic pe o perioadă de 3400 de ani. În așa fel încât să se anuleze acest decalaj, să fie corectat periodic această echivalență între anul astronomic și anul calendaristic. Numai că răsăritul nu a primit această reformă gregoriană, pe care a considerat o modalitate papistășească de propagandă, dacă vreți, de propovăduire. Dar în condițiile în care în perioada modernă statele răsăritene au adoptat în viața publică calendarul reformat și biserica a fost obligată să ia niște măsuri. Așa încât în 1923, într-un congres interortodox de la Constantinopol, s-a luat în discuție această problemă a calendarului și s-au făcut câteva corecții, și anume s-au dat la o parte cele 10 zile cu care calendarul iulian rămăsese în urma calendarului, în urma reformei gregoriene, apoi s-a lăsat la latitudinea fiecărei biserici ortodoxe adoptarea acestui calendar când condițiile politice, sociale, religioase vor permite, și s-a asigurat o concordanță între anul calendaristic și anul astronomic pe o perioadă de 44.000 de ani, adică reformarea calendarului era mult mai bună decât ceea ce făcuse Luigi Lilio și Papa Grigore al XIII-lea. Dar numai că această problemă de a lăsa, și nu se putea face altfel fără doar și poate, de a lăsa la latitudinea bisericilor ortodoxe naționale adoptarea calendarului, a creat această problemă a calendarului care există în Biserica Răsăriteană. Pentru că nu toate au adoptat calendarul în același timp și nu toate au adoptat calendarul până astăzi. Așa încât există astăzi biserici ortodoxe care au rămas pe stilul vechi. Și anume Biserica Rusă, Biserica Sârbă, Patriarhia Ierusalimului și Călugării de la Muntele Atos. Pe când toate celelalte biserici ortodoxe naționale au adoptat calendarul îndreptat în urma reformei din 1923. Numai că imediat după ce statele și bisericile au început să au adoptat calendarul, s-a ajuns la o criză. Și anume, bisericile ortodoxe au început să sărbătorească diferit anumite sărbători. Atunci bisericile care îndreptaseră calendarul din solidaritate și ca un pogorământ pentru bisericile ortodoxe care încă nu găsise condițiile sociale, politice, religioase pentru adoptarea calendarului, au considerat că cel puțin o parte din sărbătorile din anul bisericesc să fie sărbătorite împreună. Și când spun lucrul acesta, mă gândesc la data Paștilor, la sărbătoarea pascală și la sărbătorile independențe cu aceasta. Adică intrarea în Ierusalim sau floriile, înălțarea și pogorârea Sfântului Duh. Și atunci și-a ajuns la acest compromis. Bisericile ortodoxe care au îndreptat calendarul calculează data Paștilor după Pascalia veche a calendarului neîndreptat pentru a asigura același moment de timp pentru toate bisericile ortodoxe, ca noi așa cu prilejul sărbătoarei Paștilor, cea mai importantă sărbătoare ortodoxă, creștină, să biserica ortodoxă să fie împreună. Și după ce calculează data Paștilor pe Pascalia veche a calendarului îndreptat, o trec în calendarul îndreptat pe care ele îl folosesc cu prilejul sărbătorilor cu dată fixă. Pentru că noi avem două cicluri ale sărbătorilor într-un an bisericesc. Sărbătorile cu dată fixă, Crăciunul, Boboteaza, Sfântul Gheorghe, Sfântul Dumitru, etc. Și sărbătorile cu dată schimbătoare, care se stabilește în fiecare an în funcție de data Paștilor, pe care le-am enunțat mai devreme. Și atunci, constatăm că, nu-i așa, Paștile este același pentru toți ortodoxii, dar sărbători cu dată fixă sunt diferite. Spre exemplu, noi când sărbătorim Boboteaza, bisericile care folosesc stilul vechi abia sărbătoresc Crăciunul, pentru că se menține încă acest decalaj între calendarul iulian și calendarul îndreptat de 13 zile. Asta este explicația acestei probleme care e încă nerezolvată până la momentul acesta. Soluția e una foarte simplă.
Și bisericile ortodoxe care nu au îndreptat calendarul vor ajunge la concluzia că el, calendarul, nu este o dogmă, ci este doar o structură, un instrument de măsurare a timpului, nu-i așa? Și vor îndrepta calendarul, problema aceasta se va stinge de la sine. Dar până atunci, probabil că va mai trece un pic de timp pentru a se ajunge la astfel de concluzie. Da, e mai mult o problemă de formă, nu de fond. Este formal, nu e chestie de fond. Dar poate naște tot felul de, nu știu, polemici sau... Păi ea naște pentru că este o realitate pe care nu o poți nega. Adică oamenii se întreabă, da, Biserica Rusă nu este Biserica Ortodoxă? Da. Păi de ce nu sărbătorește Crăciunul împreună cu noi? Iar explicația este aceasta, pentru că Biserica Rusă folosește calendarul iulian, neîndreptat, prin reforma din 1923 pe care a făcut-o Biserica Ortodoxă. Și atunci asta explică toate lucrurile. Cum sunt împărțite în interior bisericile și ce simbolizează fiecare parte? Biserica, când vorbim de biserică, trebuie să avem în vedere două aspecte. Întrebarea dumneavoastră se referă fără doar și poate la arhitectura bisericească. Da. Dar aș vrea, înainte de a vorbi despre aceasta, să subliniez încă un lucru care este important. Atunci când vorbim de biserică, în primul rând, noi trebuie să avem în vedere cele două aspecte ale ei. Termenul de biserică desemnează, în primul rând, adunarea credincioșilor. Noi când spunem că la cincizecime, odată cu pogorârea Sfântului Duh, s-a întemeiat istoric biserica, asta înseamnă, în urma botezului pe care l-au primit credincioșii care au ascultat predica Sfântului Apostol Petru, 3000 în primă fază și după aceea încă 2000, s-a întemeiat istoric biserica, adică adunarea de credincioși. Acesta este sensul fundamental al bisericii. Și spun lucrul acesta dintr-o rațiune foarte simplă, pentru ca cei care ne privesc să înțeleagă cum că totalitatea credincioșilor care țin de un altar, aceasta reprezintă biserica vie, biserica comunitate de credincioși, adică rostul lor este unul fundamental pentru biserică. Biserica nu înseamnă doar ierarhie. Biserica înseamnă totalitatea credincioșilor, ierarhia făcând parte din categoria credincioșului, e adevărat, cu o slujire aparte, da? Care ține de hirotonie. Și al doilea sens al termenului de biserică este lăcaș de închinare. Lăcașul de închinare care e construcție ce adună biserica, adunarea de credincioși, nu? Bisericile sunt împărțite, evident, nici n-ar putea să fie altfel, având în vedere faptul că fundamentul credinței noastre este Dumnezeu Treime, în trei părți. Prima parte și cea mai importantă parte a unei biserici este altarul. Altarul, de la latinescul altare, care înseamnă loc înalt, este locul destinat clericilor. Spațiul în care se află Sfânta Masă, obiectul de cult cel mai important dintr-o biserică, și unde se desfășoară actele cele mai, slujbele cele mai importante, Sfânta Liturghie, Hirotonia, Sfințirea Antimiselor, Sfințirea Prestolului la târnosirea bisericilor, etc. Deci este spațiul dinspre răsărit al unei biserici, care este despărțit de cea de-a doua parte a bisericii, și anume naosul, de catapeteasmă sau peretele de icoane, sau iconostasul, cum mai este numit, peretele care separă altarul de naos, care poate să fie din lemn sau din zid, și unde se află poziționate mai multe rânduri de icoane. Catapeteasma, cum este anumit. A doua parte a bisericii este naosul. Naosul care reprezintă spațiul în care se regăsesc toți credincioșii și botezați. Și care simbolizează, dacă altarul simbolizează cerul, naosul simbolizează lumea, dar și aici avem o structură a naosului. Partea superioară a naosului și turla, pe care de regulă este pictat Pantocratorul, Iisus Hristos Pantocrator, atoțiitorul, cel care le ține pe toate, reprezintă lumea cea cerească, cerul, iar spațiul de jos al naosului reprezintă lumea, noi, biserica luptătoare a credincioșilor. Iar partea de la intrarea în biserică este numită pro-naos, partea de dinainte de naos, care în vechime era partea destinată pentru penitenți și pentru catehumeni. Catehumenii fiind cei care doreau să devină creștini, dar care erau primiți în antecamera bisericii și după ce erau instruiți în adevărurile de credință, prin cateheza bisericească, erau botezați și deveneau membri ai bisericii. Iar penitenții erau cei care, pentru diferite păcate, trebuiau să manifeste public îndreptarea lor, și după aceea erau reprimiți în trupul bisericii. De aceea, după rânduielile tipiconale, pronaosul este spațiul destinat
săvârșirii spovedaniei, adică a penitenților, a celor care sunt cuprinși de păcate, nu? Toți fiind până la urmă oameni păcătoși. Și acolo este și spațiul în care se păstrează cristelnița ca aducere aminte, pentru că acolo erau catecumenii unde se săvârșea și botezul. Prin urmare, pronaos, partea de intrare a bisericii, naosul și altarul, care este partea cea mai importantă a bisericii. Așa încât trebuie să avem în vedere faptul că biserica nu este construită întâmplător. Părinții bisericii vin și spun și aseamănă biserica, compară biserica cu o navă, cu o corabie. De fapt, primele forme arhitecturale ale bisericii erau formele drepte, dreptunghiulare, aspect de navă, stil de navă. Pentru că biserica este considerată a fi corabia pe care se află credincioșii și care corabie îi salvează pe aceștia pe valurile, din valurile acestei vieți și conduce către un liman lin și liniștit, care este mântuirea și împărăția cerurilor. Și mai pot fi în formă de cruce, nu? Bisericile cu acele absidele respective. Prima formă arhitecturală a fost stilul de navă. Pentru că bisericile creștine, comunitățile creștine au preluat stilul roman al epocii. Evident că în foarte scurt timp după aceea bisericile au început să fie construite în stil treflat, în stil de cruce, cruce greacă înscrisă, tocmai pentru simplu motiv că ea, crucea, dacă este să vorbim teologic, când vorbim despre întemeierea bisericii, noi spunem că biserica a fost întemeiată de Hristos Domnul prin jertfa sa pe cruce. Crucea fiind, de fapt, nelipsită din bisericile noastre. O vedem pe turlele bisericilor noastre, o vedem când intrăm în biserică pe catapeteasmă, o vedem în spatele Sfintei Mese, până la urmă crucea regăsindu-se și în forma arhitecturală a bisericii. Adevărat că ulterior, în momentul în care stilurile arhitecturale s-au dezvoltat, posibilitățile de construcție s-au dezvoltat, arhitectura bisericească de asemenea a cunoscut o înflorire fără seamăn, a fost adoptat acest stil treflat care stă la baza construcției bisericilor. Dar până astăzi pot fi văzute biserici în formă de navă, ceea ce aduce aminte de această formă veche arhitecturală a bisericilor din perioada de început. Ce mi se pare interesant e că fiecare, nu știu, obiect sau gest liturgic are și o simbolistică aparte și asta mi se pare un lucru pe care ar trebui să-l cunoaștem, să nu credem că acolo e pur și simplu un act fără o simbolistică sau fără o însemnătate anume. Și mi-am selectat aici câteva aspecte pe care aș vrea foarte pe scurt să ne spune ce simbolizează fiecare. De exemplu, Sfântul Altar. Este foarte importantă sublinierea pe care ați făcut-o dumneavoastră. Cei care ne privesc trebuie să înțeleagă cum că tot ceea ce se găsește în biserică și toate slujbele care se desfășoară în biserică nu sunt niște abstracțiuni. Sunt forme prin care se exprimă fundamental adevăruri. Dacă este să aduc în discuție acum doar Sfânta Liturghie. Sfânta Liturghie, dacă ar fi să o definim în această manieră a simbolismului și a semnificațiilor ei, ea reprezintă, dacă vreți, o biografie a Mântuitorului Hristos, de la nașterea Lui și până la înălțarea la cer și pogorârea Sfântului Duh. Prin urmare, ea e o realitate integratoare. E adevărat că fiecare gest al fiecare act de cult, fiecare manifestare exprimă un adevăr. De asemenea, toată structura bisericii, toate materiile și obiectele de cult, de asemenea, au o semnificație aparte. Cum spuneați mai devreme despre altar. Altarul aduce aminte de Sfânta Sfintelor din Vechiul Testament. Locul cel mai important al bisericii și cel mai înalt este altarul. Asta este și denumirea lui. Loc înalt, asta înseamnă. Și este imaginea cerului pe pământ. De aceea, în altar, cel mai important obiect de cult este Sfânta Masă, care este considerată altarul de jertfă al Mântuitorului Hristos și pe Sfânta Masă se săvârșește jertfa cea fără de sânge, Sfânta Euharistie. În spatele Sfintei Mese se află scaunul cel mai de sus, care este scaunul în care nu stă nimeni decât numai arhiereul la diferite momente liturgice, arătând că ăla este scaunul Dumnezeirii. Prin urmare, crucea, scaunul cel mai de sus, altarul, proscomidiarul, adică locul unde se săvârșește pregătirea darurilor de pâine și vân pentru Sfânta Liturghie, nu sunt alese întâmplător. Tocmai aceste lucruri ne spun adevărul din istoria mântuirii noastre și au semnificații profunde, cum încercăm să vorbim despre ele chiar acum. Discul și potirul.
Discul și potirul. Discul și potirul poate ar fi fost important dacă am fi știut dinainte să aducem aici un disc și un potir să le arătăm credincioșilor. Oricum ei le văd atunci când vin la biserică și participă la ceea ce se numește vohodul cel mare sau ieșirea cea mare. Când preotul de la proscomidiar, după ce pregătește materia de pâine și vin, iese în mijlocul bisericii, se oprește și face pomenirile de rigoare, după care intră în Sfântul Altar, având în mâinile sale discul și potirul. Discul este o tipsie metalică cu picior, pe care se așează Sfântul Agneț, adică bucata de pâine pe care îl reprezintă pe Mântuitorul Hristos, și diferite alte miride, părticele, inclusiv cele pentru cei vii, cele pentru cei adormiți. Discul are inscripționat pe el imaginea nașterii Mântuitorului Hristos. De ce? Pentru simplu motiv că el simbolizează ieslea în care a fost născut Mântuitorul Hristos, iar dacă avem în vedere faptul că la proscomidie, când se taie și se frânge, ne aduce aminte de jertfa Mântuitorului Hristos, discul reprezintă sau aduce aminte de năsălia sau de patul pe care a fost așezat Hristos Domnul după ce a fost pogorât de pe cruce. Vohodul mare despre care am vorbit, ieșirea în mijlocul bisericii, reprezintă cortegiul funebru care a însoțit ducerea la mormânt a Mântuitorului Hristos, iar intrarea preotului cu Sfântul Dis și Potir în Sfântul Altar și așezarea pe Sfânta Masă este așezarea trupului Mântuitorului Hristos, care la momentul acesta, în altar, care la momentul acesta simbolizează grădina Ghesiman și chiar mormântul, Sfânta Masă. Potirul, evident că aduce aminte după tradiție de paharul în care Sfântul Ioan Evanghelistul ar fi strâns picăturile de sânge care curgeau din rănile Mântuitorului Hristos aflat pe cruce. Prin urmare, vedem că ele, ca obiecte, aduc aminte de niște evenimente din istoria Sfânta Mântuirii. Nu sunt simple obiecte fără niciun fel de noimă. Da, am deschis un subiect tare interesant, dar din păcate timpul nu ne mai permite. Mai aveam câteva aspecte pe care voiam să le dezbatem, dar poate cu altă ocazie, dacă veți cu mare bucurie, sigur, dori să mai veniți pe la noi. Cred că e un subiect interesant și de actualitate. Vă mulțumesc încă o dată, Părinte Profesor, a fost o onoare pentru noi să vă avem astăzi invitat. Nu uitați, ne puteți urmări în fiecare miercuri de la ora 18, precum și vineri, în reluare de la aceeași oră, pe Facebook și pe YouTube, Florentin Profu de Română, unde încărcăm ulterior aceste emisiuni și le puteți urmări de fiecare dată când doriți. Pe curând!